Nicu Ștefănuță, europarlamentar român, vicepreședinte al Verzilor și singurul român din grupul Verzilor la nivel european. Bine ați revenit în studioul Hot News după foarte mult timp, dar cu de mare interes discuția sunt, cu siguranță va fi. O plăcere, vă citesc de foarte mult timp. Domnule Ștefănuță, ați fost raportor pentru directiva privind calitatea aerului care a fost adoptată în Parlamentul European recent. O directivă care presupune ca, de exemplu, românii care se îmbolnăvesc din cauza polorii să poată cere despăgubiri. Sună bine să poate cere despăgubiri la stat, de la stat dacă se îmbolnăvesc, sperăm să nu se îmbolnăvească, nu, dar dacă acest lucru se întâmplă o pot face, însă nu este un pic irealist E suficientă această decizie ca oamenii să poată să cere despăgubiri, cum poate să demonstreze ce, ce înseamnă de fapt această directivă? Știți ce este nerealist? Să te bazezi pe statul român că va face schimbări, asta este nerealist. Realist, dacă le dai dreptul oamenilor să meargă ei în justiție, s-ar putea să se schimbe ceva, pentru că dintr-o dată primăria s-ar putea să se trezească cu zeci de procese. După mine este un drept foarte, foarte important. Acum să vă zic ce se schimbă. Noi anual în România pierdem 30.000 de oameni din cauza bolilor pulmonare cauzate de poluare. 30.000 de morți. Bucureștenii trăiesc cu 10 ani mai puțin în medie decât madrilenii. Diferența venind din spații verzi, din calitatea vieții, din calitatea aerului. Doamna Beatrice Maller, directorul Institutului Nasta, a spus foarte clar 46%, pe jumătate, din cancere, vin din poloare. Asta e situația de față. Bucureștiu plătește 6 miliarde de euro pe an în costuri de sănătate din cauza cancerelor pulmonare, care necesită tratare, sunt foarte morbide, mori aproape sigur de cancer pulmonar, e unul din cel mai greu de, de combătut. Da, și atunci, acuma, asta e situația haideți, de fapt. și acum ce facem noi? Diavolului, dar poate uh, un om care dă în judecată statul pentru acest lucru, statul poate să vină să spună ai fumat prea mult. Da, evident. Se poate asta, dar dacă tu ești nefumător și stai în sectorul 2 sau în sectorul 3, să zicem, sau în zona Pipera, care să zic, iau niște exemple de, de zone cu foarte mult trafic. Și nu ai niciun fel de altă nu ai nici fumatul, nu ai nici alte comportamente, dar stai în cel mai poluat oraș și dovedești cu date că poluarea asta este constantă Și se poate dovedi. De fapt Directiva asta europeană și cere primăriei să măsoare ca lumea cu aparate omologate. Gata cu vrăjala de acum în care toată lumea are senzor particular și primăria nu are bani de senzor și de ce nu are bani pentru că de fapt nu vrea să se, se, se știe cât de poluată este situația și dacă ieși aici, apropo în ianuarie am măsurat eu cam cât erau valorile în zona Pipera și erau în valori de Shanghai nu valor valori de Shanghai. Cred de... Că trebuia să fim cu mască pe față. Pe da, stație. am vrut să fac o plimbare într-o seară, că eram după, la capătul unei zile și am zis mai bine nu, că sincer și așa, eu am suferit de astm, nu sunt mare asmatic, dar sunt foarte mulți copii în acest oraș care suferă de astm și e păcat de ei. Deci, directiva asta îi ajută. Cum? Să pună presiune pe stat să chiar schimbe ceva. Că directiva mai prevede și alte lucruri, de exemplu să reduci nivelul de poluare și de particule fine și de particule în suspensie din atmosferă, dar nu, ba nu pun mare bază, sincer, în autoritățile române cum? să dar chiar facă asta. Reduci? Cum poate, de exemplu, un primar să reducă poluarea din oraș? Are mai multe instrumente la de în dispoziție. În primul rând, spațiile verzi. Spațiile verzi trebuie crescute. Orice spațiu liber din București trebuie plantați copaci, făcute gră grădini urbane, păduri urbane arii protejate, arii naturale protejate, cum este la Văcărești, de exemplu, sau Delta Văcărești sau alte pericani pe șoseau, pericani. Sunt mai multe locuri în București și în țară. Sunt vreo 24 de arii naturale urbane în țară. Trebuie mărite spațiile. verzi. eu am și o politică care spune un pom pe om, câți are, de câți copaci are nevoie Bucureștiul, de câte milioane de oameni sunt aici. Este o regulă bine cunoscută și de la peisagiști și de la oameni care se pricep scade și indicele termic, nu mai zic de beneficii. Acum suntem iarna, dar să vedem la vară cum e. Cât, cât copaci putem să plantăm ca să reducem poluarea? Nu știu, că văd că sunt foarte multe mașini, din ce în ce mai multe mașini pe stradă. Da, avem fiecare două, trei mașini. Parcă este o nebunie de, de mașini. Problema este că nu, nu sunt alternative ca lumea deocamdată. Transportul public este a doua măsură care trebuie întărit. Eu am propus transport public gratuit. Nu ca o chestie populistă. Ce înseamnă transport public gratuit? Studenții și elevii trebuie musai să aibă, este legea României, este România da. educată, iar oamenii pot avea un tichet din acela climatic, cum se folosește prin Austria, prin Germania, cu preț minimal și să te poți urca în orice mijloc de transport, dacă este autobuz, tren sau metrou, și să poți beneficia de, toată, de to toată gama de servicii de transport public. Trebuie renuite flotele, s-a început aici, am văzut că Nicușorodan a cumpărat Material rulant, ceea ce nu s-a mai întâmplat în București de peste 30 de ani, trebuie să trecem și noi la modernitate. Omul modern nu mai circulă singur în mașină. Este o chestie și trebuie să trecem și noi de sentimentul ăsta de lipsă pe care l-am avut din cauza comunismului, în care nu aveam, nu aveam așa cum avem și vrem să avem. Să ne gândim și noi, dar bine, și cu sănătatea, cum, cum rămâne? Adică, deci suntem mulțumiți să trăim cu 10 ani mai puțin? Anii aia unde se contabilizează? În Cât bani valorează? 300 de mii de ani pierduți. Cât pan valoare asta? asta? v spune un cetățean că e prea sărac ca să fie, se gândească e la asta. E prea sărac să trăiască mai mult și mai bine? Să trăiască mai ecu, ca să spun așa. Eu zic că suntem prea săraci să ne îmbolnăvim de cancer. Pentru că cancerul e foarte scump. Extrem de scump. Și prin prevenție ești mult, ești mult, mult mai ieftin. Și apropo, și trăiești ok. A, mai e ceva. Deci măsura asta cu copacii, cu transportul și mai este renovarea clădirilor. Vine un val de bani de la Uniunea Europeană, cam jumătate din toți banii ce vin, sunt legați și de chestiuni din astea de transformare, de mediu, de economie, într-o economie mai verde. Banii pe renovări de locuințe sunt foarte importante și sunt importanti și pentru că ne reduc factura. Vă convine ca blocul acesta să emită o grămadă de gaze pentru că nu este bine izolat, nu cred că vă convine, pentru că tot dumneavoastră plătiți 15 milioane iarna. Eu am o vorbă, românului nu-i place gazul neapărat sau cărbunele, îi place confortul. Nu puțin contează de unde vine energia, contează confortul și prețul. Și acum am ajuns la un stadiu în care energia regenerabilă este la același preț cu cea fosilă. Așa că de ce investim în cărbune și, și în gaz? Doar pentru că Că ce? Vrem să fim dependenți de Putin până la adânci bătrâneți sau... N-are niciun sens. Deci trebuie să trecem un pic. Renovare de clădiri, transport public renoit, eficient, care să te ducă repede și spații verzi cât încape în București. Vin din parcul Iore, de dimineața am fost acolo, se face cam invers, nu? Au tăiat două hectare cu metoda Burghiu, au dat de 17 ori în foc. Ce facem? Trebuie să oprim. Da, acolo este, este un litigiu, trebuie să menționăm. Litigiu, litigiu. spațiu verde este spațiu verde. Uh, și este important că eu nu pot să tai un cireș la mine în curte fără să-mi dea primăria voie, și acolo au dat amenzi de 25 de lei pe copac. Pe Amenda corectă e cea dat, impusă de Nicu șordan de 35 de milioane de euro. Revenim la această directivă. Deci impune niște obligații pentru primării a spus acestea. Da, că ele sunt responsabile de calitatea aerului, se măsoară local, nu se măsoară, nu știu, la Poiana Brașov. Și pentru stat, care până la urmă el va fi dat în judecată, se impun niște targeturi? Da, se impun targeturi, dar n-am încredere în stat, pentru că statul plătește amenzi, preferă des să plătească amenzi, pentru că acum avem infringement pentru calitatea aerului, pentru oameni, ca să înțeleagă, infringementul este când nu respecti dreptul european, ei amendă de la Comisia Europeană prin Curtea de Justiție. Și statul ce ar trebui să facă? Să reducă nivelurile de poluare de până la trei ori cele permise acum. De până, noi le încălcăm pe ele de acum. Și noi, din 2030, trebuie să ajungem la nivele de trei ori mai mici. Înțelegeți? Deci avem un timp relativ scurt. Suntem în 2024. Statul trebuie să facă toate măsurile să se reducă poluarea, adică printre cele menționate de mine. Poate mai trecem și noi la o flotă de, de transport care este mai nepoluant. Există ce faceți, instrumente. Domnule eurodeputat, în București, pentru că vorbim mai mult despre București. Am nu, vorbit... nu, Cluj, Mureș, Timișoara, Iași, toate au probleme mari. Da. Craiova? Pentru că știu mai bine cazul din București decât da. din Craiova când au fost înregistrate niveluri mari de poluare, au fost și din cauza localităților din jurul arderilor. București. Arderilor din jurul București. Cum facem? Adică sunt cele care sunt arderii, au oamenii, hai să spunem așa, în ghilimele, niște afaceri acolo, dar sunt și oameni care se încălzesc cu anumite materiale care uh, duc, conduc la un nivel mai mare de poluare. Și în București, în centru, sunt sobe și sobe pe lemn. Deci nu e doar. scuzați că zic, mie mi se pare chestiunea asta. Deci e importantă cu arderile din, din marginea orașului. Dar este și aruncarea responsabilității pe cineva de afară care nu suntem noi. Arderile acelea trebuie atacate. Când a fost domnul Berceanul la garda de mediu, a făcut o treabă bună, cred eu, pentru că chiar a pus garda pe. Pe planul pe, pe, sunt niște infractori, nu? Că e, vor, e o infracțiune să arăți În privința mult mai mare și mai complexă a ceea ce a spus dumneavoastră, că oamenii încă se încălzești cu lemne, cu biomasă, cu ce găsesc, acolo problema e mai complicată și va necesita o tranziție ca lumea. În unele localități știu că s-a pus gaz, în altele se gândesc deja la viitor, de exemplu la pompe de căldură, la alte mijloace de încălzire. Și toate trebuie să vină cu bani, cu subvenții, pentru că omul amărât care se, se, încălzește cu lemn nu va avea bani. Acum ce vreau să mai zic este că lemnul nu e chiar ieftin. Să te încălzești cu lemn nu e ca și când te duci tu și ei două vreascuri din pădure. A ajuns să, să dea tot 15 milioane pe, în timpul iernii pe lemn. Și atunci care Revin la propunerea mea. Omul iubește confortul și prețul scăzut. Și atunci cu ce mă încălzește că am eu o sobă și plătesc lemn, dacă pot să mă scot mai ieftin cu, cu altă sursă de, de energie? Pentru că tot am discutat despre acest lucru. A fost uh, o teorie că UE va interzice românilor să se încălzească cu lemn. Când va interzice UE românilor să se încălzească cu lemn? UE nu interzice românilor nimic în acest sens. Apropo, și UE suntem și noi, nu că eu sunt europarlamentar, mă consider parte din UE. România, care e la masă și are veto, în anumite cazuri, este parte din UE. Nu sunt unii care ne vor rău pe acolo. Într-adevăr, chestiunea biomasei și a lemnului este una care se discută. Nu există încă un termen clar până când, dar este una care se discută pentru că și el contribuie la, la efectul de seră, la poluare și așa mai departe. De asta zic, eu cred că în România ar trebui un deceniu de investiții. Investiții în clădiri, investiții în încălzire, programe din astea de tip Rabla, cât mai multe, sunt acum și pentru fotovoltaice. Chiar AFM, Administrația de Mediu, a anunțat un nou pachet foarte, foarte mare. Au spus că sunt bani să pună fotovoltaice pe toate casele din România. Așa a spus Ministrul Mediului. Deci, aceste programe de tip Rabla sunt populare, ca dovadă că s-au dat în 3 minute. În regiunea centru de unde vin eu, sunt Sibian, uh, panourile s-au dat în 3 minute. În toate, s-au dat cap pâinea caldă. Deci, nu există că oamenii n-au apetit, că și oamenii simt că vine o schimbare, că de ce n-ar economisi și ei, de ce n-ar deveni prosumatori, adică să-și bage în rețea, să ia niște bani, uh, dar deocamdată nu prea avem capacitate să. Și există nu. piața fot combustibilului fosil, care nu stă degeaba și se uite la noi, care zicând, da, ce bine că vine schimbarea asta. Nu. Există și un lobby care zi, care mai bagă, mai alimentează și din știrile astea făcute să, să ne pierdem cu că Adică este un interes să, să nu trecem la Mă întrebați dacă zi. cele mai mari companii din lume da, au un interes trebuie. să supraviețuiască sau nu? Evident. Dar nu există loc pentru toată lumea pe piață? Crede, dumneavoastră credeți că ba da, eu nu cred că, că există credeți loc. că vor dispărea mașinile care sunt alimentate cu motorină? Da. Cred asta. Nu imediat, dar cred asta. Pentru că cred că efectiv vor deveni neatractive. Nai atractive nici financiar, nici pentru sănătate, nici pentru nimic. Nu că le forțează cineva. A, și mai este ceva. Când vorbim de ceea ce se întâmplă în Europa, da? Este un plan economic, de fapt, de competiție, de concurență internațională. Top 10 mașini electrice sunt produse în China. Da? noi suntem în urmă față de China la revoluția asta de schimbare a modului în care ne transportăm. Și de asta sunt cât îngrijorați și nemții și francezii. Și după aceea ziceți, a, lăsă pe nemții și să fie îngrijorați. Păi cum? Că noi depindem, 80% de economia noastră depinde de aceste uh, țări din vest. Și dacă Germania zice, schimbăm toate motoarele termice pe electric sau pe hidrogen sau pe ce va mai apărea până atunci, noi ce facem cu subansamblele pe care le facem în România, nu trebuie să gândim și noi în viitor odată cu ei? Eu vin din Sibiu, Jumătate din industria Sibiului este de mașini. Mioveni, Pitești, București. Degeaba ne, ne oțărim, noi ne zicem că nu, că nu vrem schimbare, dacă schimbarea se întâmplă exact acolo unde contează. Am fost în Germania, verzii sunt la guvernare în Germania. Sunt miniștri, ministrul economiei verde. Și mi-a spus că e dezamăgit de relația cu România, la cât contează România pentru Germania, respectiv a cincea țară, ca importanță pentru Germania, România nu știe să-și apere interesele în Germania și în UE. Ce n-a făcut România ca să-și apere interesele în Germania, dacă ați avut această discuție? Este invizibil, a zis. Politic. Adică nu există un lobby politic pentru partea economică. ca să Adică nu înțeleg. Nu știu parcă suntem prea. Înceți așa, nu înțelegem în care în direcție. Ei au zis, asta e direcția în care mergem. Voi sunteți legați de noi, sunteți conectați. Uite, de seară, la evenimentul pe care l-am în București, invit pe un antreprenor român de succes care face rezervoare. Rezervoare uh, pentru mașini. Dacă industria auto internațională trece la electric, cum își schimbă linia de producție acea antreprenoare? Pentru că mașinile electrice nu au nevoie de rezervoare. Nici de nici de uh, cutii de, de mână, nici de uh, tot felul de, de părți. Trebuie să ne adaptăm. Și eu vă zic adevărul. Trebuie să ne adaptăm, dar până la urmă acest stil de viață este legat și de partea economică, de posibilitățile materiale ale cetățeanului de rând. Așa e. Pentru că mai degrabă și ar lua își permite să-și cumpere o mașină la mâna a doua diesel decât să-și ia cu tot programul RABLA, mă scuzați, o mașină din aceasta electrică sau hidridă. A, nimeni nu forțează pe nimeni să-și ia lumea electric și până în 2035 încă se pot produce motoare cu combustie. Ceea ce spun eu este că va deveni mai scump sau la fel de scump să-ți iei mașină pe combustie decât electrică, pe măsură ce, sau pe hidrogen sau pe altceva, pe măsură ce avansează industria, nu vor mai fi diferențe. Uite, a postat jurnalistul mândruță că era șocat că au crescut prețurile la mașini. Nu mai găsești mașină, nu, sub 40.000 de euro o mașină bună. Și așa e. Nici electrică, nici cu combustie, toate au crescut de la inflație. Într-adevăr, doar secândurile care rămân în orașele în care, de exemplu, s-a interzis deja dieselul prin vest, că sunt foarte multe și atunci lumea vrea să scape de ele și le duce la noi. Dar nu e normal nici asta, știi? Adică noi să luăm toate mașinile rămase de pe unde și să zicem, lasă că plătim cu sănătate. E ok să plătim cu sănătate? Deci, eu ce zic este că și economic se va renta și se rentează tot mai mult. Apropo de Rabla, poți să-ți o Dacia model electric cu 20-20 și ceva de mii și să dai prin Rabla 10.000. Nu e chiar așa de neinteresant. Și că mai a fost povestea asta că Rabla E un program pentru bogați, nu? Ca așa se zice. Că cine și-a Tesla? Păi nu și-a Tesla. Toate mașinile au acum gamă electrică. Toate. Adică toate mărcile. Nu zic, deci să nu se înțeleagă că eu fac aici numai publicitate pentru mașini electrice. Este unul din modelele care vor apărea și vor apărea cu sutele de variante care sunt mult mai uh, prietenoase cu mediul și cu noi, cu sănătatea. Da, te să faceți parte din grupul versilor din Parlamentul European. Verzii, au, ați menționat și dumneavoastră Germania, sunt bine reprezentați în alte țări, mai puțin în România, cred că de fapt sunt singurul reprezentat al verzii. Cineva trebuie să înceapă ca lume. România. Nu e cam greu, adică ce va apuca? Nu era mai simplu să rămâneți la USR? Sunt mai multe întrebări într-una aici. Verzii sunt în 8 guverne în Europa, au primăria Budapesta, primăria Zagrebului, nu mai sunt așa o chestie de Occident. Vin și la noi aici, în, în Est. Sunt tot mai populari. Generația tânără cere așa ceva. Eu știu că sunt în contact cu, cu mulți dintre ei și ei nici nu și pot imagina. Eu am o fată de 4 ani. Ea va avea în 2050 30 de ani. Ce, ce țară și ce Europa îi lasă? Întrebare foarte simplă. Ea va avea 30 de ani. Floarea vârstei. Ce fel de, de țară îi lasă? Așa, cu poluare, cu căldură, 45 de grade, cu... Deci... E vorba de o generație, distanță. Singurul verde. Da. Uh, sunt singurul verde din Parlamentul European. De ce am plecat din USR? Român, am plecat... singurul verde. Român, român, român. român și am devenit și vicepreședinte ca singurul verde. Asta apropo de ce poate face o persoană, fără niciun fel de susținere uh, din țară, cel puțin. Și uh, dincolo de asta, eu cred că trebuie cineva să-și fac asumată politica asta. Eu sunt verde, progresist, modern pentru tineri. Ce înseamnă domnul deputat progresist? Că tot auzim asta, de, că fiecare are înseamnă o mai multe lucruri. pentru progresist. Cum sunteți dumneavoastră progresist? Odată, nu fug de, de sintagma de centru stânga. Mi se pare că este o înjurătură, să zice în epoca noastră că ești de centru stânga, mai ales că problemele grave ale societății sunt sociale. Faptul că totul costă, toate alimentele costă enorm de mult. Faptul că tinerii nu mai pot să-și cumpere casă, se mută de la părinți la 30 respectiv 35 de ani, Ce enorm față de alte generații. Creditele au luat-o prin acoperiș, nu mai poți să-ți iei un credit. Contractele de muncă sunt foarte slabe. De la pandemie încoace, toată lumea lucrează pe colaborare, pe persoană fizică, pe durată scurtă și nu se dă nici bancă credit pe astfel de contract. Deci, este o criză în societate, nimeni nu vorbește despre asta mergem mai departe. PSD-ul, care se zice că e de stânga, este de fapt conservator fanariot feudal ca partid, bazat pe relații de vasalitate. Deci cumva are grijă, este ca... o Ce spune că are grijă de oameni, Nu știu, deci are, are, grijă de oameni. Au grijă de oamenii lui. PSD-ul are grijă de oamenii lui. De-aia ziceam că e un sistem feudal de vasalitate. Ești omul meu, angajatul meu de la stat, mai dăm un pic la pensie ca să luăm ochii oamenilor. Dar nu face nimeni pentru locuințe sociale ceva. Ați văzut construcții de locuințe sociale în România, cămine. Eu am făcut un, um, scrisoare la, toți, uh, la toate universitățile din țară și situația e dramatică și la cămine, de exemplu. Uh, de trei ori mai puțin decât cerere. La Cluj ai 6.000 de locuri de cămine și 90.000 de studenți. Pe unde merg toți ăia? În chiriile alea scumpe de care știm toți de la Cluj. La Cluj a ajuns să coste metru pătrat de locuință 2500 de euro. Pe el ai preț de Bruxelles. Serios vorbesc. Deci nu... suntem în, în filmul acela și atunci venim și dăm în cap tinerilor și zicem hai, dar lucrați că noi pe vremea noastră nu ne-am plâns și nu știu ce am făcut. Nu e chiar așa. Este o situație societală gravă și răspunsurile nu sunt. Deci de aia nu fug de, de, sintagma asta. Și ce mai înseamnă progresist este că ești și atent la drepturi. La drepturile oamenilor, la drepturile comunităților, drepturile femeilor, drepturile comunităților LGBT, de care toată lumea fuge. Eu nu fug de temele astea complicate. M-am săturat de partide care fug de teme complicate și vreau să fac politică asumată. Spuneți mai devreme că dumneavoastră vreți să îi lăsați fiicei de patru ani. Vă gândiți ce fel de țară îi lăsați, ce fel de Europa îi lăsați. Dar când vorbiți cu oamenii, nu vă spun mai degrabă, și eu mă gândesc că ceilalți poate pot să-i las o casă, poate poți să-i las, nu știu, o mașină, chiar fie și la second hand. Cât din discuțiile pe care le-ați avut cu oamenii, cât de atrași sunt, adică cât de interesați sunt de aceste probleme? În România se consideră, vezi, doamne, că în politica verde ar fi de nișă. Realitatea este că 16% din electorat, am un, un sondaj în acest sens, ar vota o alternativă credibilă verde în zona asta, doar că până acum nu au existat alternative credibile. Au fost niște partide care s-au numit verzi sau ecologiste care au fost, uh, iertați-mă, dar uh, niște mici antene ale uh, part, altor partide mai mari, să zicem PSD în principal, și care n- au făcut politică cu adevărat verde. Care mai sunt și naționaliste, mai sunt și homofobe pe deasupra. Ori asta nu e politică verde reală. Deci este potențial. În România sunt 3,4 milioane de oameni care au între 18 și 34 de ani, deci care sunt tineri și care cer, cer activ așa ceva și sunt mult mai deschiși, mai progresiști, cum am discutat înainte. Și mai, înainte. Ce și înainte. Și mai este că ceva, că nu numai ei sunt pe piață. Oamenii între 30, 50 sau și mai mult care apreciază calitatea vieții, care ar vrea, nu știu, să se poată plimba pe jos prin București și numai în mașină, care ar aprecia să aibă un parc aproape de bloc, să-și poată plimba copilul, care apreciază să aibă mâncare care nu e otrăvită de pesticide, care, nu știu, care ar vrea și ei să trăiască mai bine. Este un potențial mare. Și dumneavoastră sunteți singurul, acum. Deci singur acum. singur, Sunt independent, sunteți dar independent. nu sunt singur. Nu sunt singur, independent, dar nu singur. Tot ce am făcut de când am trecut la, la, la uh, grupul politic al verzilor europene este am coalizat în jurul meu cu cine am găsit pe piață că este legitim. Lucrez acum cu mai multe mici partide, unul se numește acum, altul se numește Sens. Uh, deci sunt, cât sunteți, suntem în discuție domnule, cât și. cu sunteți în total? Suntem în discuție. Cât Câteva mii, uh, pentru că aici pun și voluntarii mei, că am nevoie de foarte mulți voluntari. Știți, ca independent în România se cer foarte multe semnături. Și perioada asta va veni în martie, în luna martie și va fi extrem de greu să obții cele 100.000 de semnături. Echivalent cu Rusia, adică vorbim de foarte multe uh, semnături. În Germania se poate candida cu 7.000 de semnături. În România, 100.000 independent, 200.000 de partide. De ce? Că marile partide vor să țină tot pentru ei. Și de cum, ați adunat, cum ați adunat acești voluntari, aceste câteva mii? Pentru că cred în oameni. mesajul meu și pentru că le vorbesc pe limba lor și le vorbesc pe prioritățile lor. Și cum ajungeți la Deci cum, cum ajungeți la ei? Vă urmăresc pe Facebook? Nu pentru înțeleg. că chiar mă duc, mă duc foarte mult în universități, mă duc foarte mult. În... Am fost la Suceava, la Iași, la București de câteva ori, la Timișoara, la Cluj. Mă duc, mest... mereu mă duc în universități, vorbesc de temele lor, mă implic pentru ei. Pentru elevi am dat uh, o tot așa o scrisoare la toate CJ-urile din țară să vedem de ce nu e plătit transportul elevilor din județ spre școală. Știți că prin România Educată e gratuit să vii, vii dintr-o comună, la școală, la, la oraș. Ei bine, nu peste tot este gratuit. E doar legea. Dar pe hârtie. Da, deci pentru că mă bat pentru tine și îmi place să fac chestia asta, deci recunosc. Eu am 42 de ani, nu mai sunt june, dar îmi place în mod onest să fac politica asta mai tânăr și sper să rămân așa mereu. Domnule, eu deputat, politica și costă. Nu am bani Aveți, mulți. bani. Aveți bani ca să. Susțineți nu am bani foarte mulți, pentru că, mă rog, îmi susțin ceea ce încerc să fac, în principal prin propriile resurse și cu ce mă mai ajută unii alții. Dar, în principal, să știți că este foarte valoroasă o idee. E mai valoroasă decât bani, banii în sine. Vedeți că PNL-ul are milioane de euro de la buget și. Nu crește, pentru că nu mai sunt în pană de idei. N-au lideri, n-au idei. -au... Și atunci poți să pompezi câți bani vrei, dacă nu există idei, nu există inimă, nu există nimic, suflet. Bineînțeles, problema banilor în România e foarte grea și independenții sunt, sunt dezavantajați, pentru că partidele au bani de la buget, pot să strângă donații mereu, noi nu putem decât în... Timpul campaniei, da, o să am și o campanie de microdonații, și chiar solicit ajutorul. De ce nu? O să spun pe românește. V-ați făcut, făcut o estimare cam cât, cât v-ar costa campania electorală? Este greu de zis, dar să știți că este o campanie modestă, adică nu cu mijloace foarte mari. Bineînțeles că am o estimare în minte, dar nu este o estimare enormă. Cam cât? Probabil nu mai mult de 100.000 de euro care o parte vin din ceea ce, uh, ce am eu, o parte sper de la oameni care cred în aceste idei. Cam cât puneți dumneavoastră? Majoritatea banilor, mm. da. Sunt banii economisiți de la Parlamentul European? Da, problema mea, avere, nu am alte surse. Uh, Spuneți-mi care este proiectul care vreți să-i convingeți pe oameni? Proiectul meu este un proiect foarte modern, în 10 puncte. Este vorba în principal de transport public gratuit, ceea ce vă spuneam dumneavoastră pentru studenți, pentru elevi, pentru um, uh, oameni care vor să se deplaseze uh, cu un tichet foarte ieftin, adică și universal pentru toate transporturile. Mai departe, uh, campania Un pom pe om. Mi-ar plăcea să ne asumăm această plantare de spații verzi în marile orașe, Uh, și nu numai în marile orașe. Am o campanie în privința sănătății mintale, care este un subiect foarte delicat și nediscutat în România. Nu este decontată și avem o criză de sănătate mentală. Sănătatea mentală în România e considerată lux și suntem printre singurele țări care nu are ședințe de terapie decontate și oamenii nu-și permit 200, 300 de lei, 400 de lei pe, pe ședință, cât costă la un psihoterapeut. Și nu-mi nu dau vina pe ei. Și pur și simplu asta este o realitate. Uh, militez și pentru dreptul la avort, garantat prin Cartea Europeană a Drepturilor Omului. Pe, De ce? Avortul nu este interzis în România. Nu, dar ar putea fi dacă alegeți sau dacă aleg românii fascisti la guvernare. Și este foarte bine să protejăm acest drept așa cum o face Franța. Și în Franța este permis. Dar Franța o pune în Constituție în tocmai în ideea că s-ar putea să vină Marine Le Pen la, la putere. Și fasciștii și extremiștii asta fac în principal, atacă drepturile și libertățile oamenilor. Adică dumneavoastră vreți să propuneți eu un proiect de dumneavoastră ca în Constituție să fie garantat acest drept? Nu fac proiecte de Constituție nu, pentru nu, că da, românii da, sunt sătui. Da, românii sunt da, de este referendumuri care uh, nu duc scopul, niciunde. Scopul, de scopul este, este să duc în Parlamentul European în Carta Europeană a Drepturilor Omului așa încât România să nu poată interzice avortul. Și dacă ar vrea Adică să vină guvernul lui Șoșoacă și al lui Simeon și să nu poată pentru că avem o legislație superioară care îi interzice. Asta este pentru ceea ce lupt și o bună parte din alți parlamentari europeni luptă pentru asta. O, patru au fost până acum. Ați da. spus că aveți 10 în total. Da, lupt pentru bursele studenților. Eu cred în acel proiect de 6% din educație, din PIB pentru educație. Dar în principal lupt pentru drepturile Erasmus, de studenților care merg în bursa Erasmus ca europarlamentar am adus deja peste 100 de euro de persoană pe Erasmus, pentru că am negociat bugetul Uniunii Europene în 2023, dar nu e suficient. Deocamdată bursele Erasmus au ajuns burse de copii de bani Vă spun asta onest, pentru că nu mai poți să mergi cu 600 de euro la Paris, la Viena, că viața costă mult mai mult acolo și atunci cine merge? Cred că, Ii... că și în România costă mai mult exact. pe lună da. decât 6 Să știți că, că nici studenții străini care vin la București se, și ei se plâng zic, băi, eu iau 400 de euro în București, pe nu mă descurc cu 400 de euro în București, care e un oraș scump, oraș scump ca în vest. O, mergeți cu aceste proiecte să vorbiți cu oamenii, da? Da, construcția și... de locuință, nu am menționat, e important pentru mine. Am o propunere pentru construcția de locuințe. Banii din PNRR și din ceea ce vin din, din fondurile Uniunii Europene să meargă pentru construcția de locuințe sociale de calitate. Dumneavoastră m-ați întrebat de credite de tineri. Eu cred că trebuie să avem și o ofertă de, 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 de locuințe publice construite de primărie sau prin parteneriat cu dezvoltatori. Ok, eu ți-am tras gazul, ți-am tras drumul, ți-am tras. Nu știu ce, și ca să-ți faci tu rezidenți, ei lasă 10% atunci pentru uh, social, pentru uh, tineri, pentru familii tinere. Adică trebuie să găsim modelele în care să construim cât mai multe locuințe sociale. Așa se face peste tot în Europa. Se construiesc locuințe sociale care să fie date mai ales tinerilor. Uh, niște proiecte, unii ar spune că sunt uh, așa fanteziste. Cel puțin nu sunt lângă, deloc în, în condițiile în care în România discutăm uh, că nu sunt bani și de unde atâția bani pentru acest uh, lucru și câți ar fi dintre primari dispuși să își asume astfel de măsuri începând de la cea cu poluarea până la cea cu locuințele uh, sociale și poate mulți ar spune că mai bine nu încurajăm ca oamenii să poată să se să fie independenți financiar, ca să-și poată cumpăra o locuință sau închiria o locuință, decât să stea într-o locuință ceea ce socială. Ziceți, ceea ce ziceți noastră este un fel de nu mai fi săraci, dar nu există nu mai fi săraci. Adică nu e așa ușor să nu mai fi sărac. 25% din tineri sunt săraci, conform ultimului Eurostat din România. Acă. Suntem numărul unu la populație săracă. Ei, ei folosesc termenul de privată material, dar înseamnă sărac. Da? 25% din, din tineri sunt în situația asta din România. Deci cum facem să nu mai fim pe locul 1, la cei mai săraci tineri? Odată trebuie să-i să ajutăm, pentru că altfel toți vor pleca. Și de altfel, toți cam au uh, nu făcut. Știți asta, în licee, în facultăți, majoritatea spun, voi pleca în vest. Și nu numai pentru că sunt săraci, pentru că nu au bani și simt că nu au la fel de multe oportunități. Uh, nu, nu rezonează cu sistemul în care suntem acum. Nu rezonează cu administrația, nu rezonează cu, cu regulile, nu mai sunt. Dacă noi și eu am prins 10 ani de comunism, eu cât de cât mai înțeleg cum am ajuns, unde am ajuns și de ce. Ei nu mai sunt în filmul ăsta. Ei au valori europene, au crescut cu internetul, au văzut ce se întâmplă în lume. Ei pur și simplu nu, nu rezonează la, nu știu la sistemul ăsta care dacă ești medic te forțează practic sistemul să își pagă. Nu, nu mai sunt din același film și atunci pleacă. O veți merge cu aceste proiecte în campania electorală. Oamenii poate le apreciază, sună foarte bine, dar poate vă vor întreba ok, de ce să am încredere ce ai făcut până acum? Ce ați făcut până acum în afară de această directivă pentru calitatea aerului de care am vorbit. Sunt foarte mândru de mandatul meu. Cred că am avut unul din cele mai bune mandate din Parlamentul European. Ca să fii responsabil de banii Uniunii, trebuie să ai încredere a 700 de oameni. Am fost desemnat ca omul cu banii în 2023 raportorul general al Parlamentului și acolo am obținut niște lucruri de care sunt foarte mândru. Am, primul rând, a dat aproape 200 de milioane de euro spre Moldova în condițiile în care suferea de criza energetică. Natalia Gavrilița, și, care era prim-ministru la vremea aia, știu cât de mulți se chinuiau săracii să, să plătească facturile. Am crescut bursa Erasmus, cum am zis, cu 100 de euro pe persoană, nu puțin, nu e suficient deloc, nu e suficient, dar nu e puțin. Apoi am, a, am, crescut numărul de posturi pentru parchetul general al Laurei Codruța Coeveșii. E important pentru că ea, instituția ei e încă la început și investigează numeroase cazuri și nu, are, nu avea suficientă, nici nu era sprijinită. Nu toate statele sunt bucuroase că există parchetul european și Laura Codulța Căveșni. Nici cred că nici România, de altfel, nu e bucuroasă că există această instituție pentru că investigează cazuri pe care ei le-ar fi dorit ascunse. Deci sunt bucuros de rezultatele astea și am avut rezultate în domeniul medical și în domeniul mediului. În domeniul mediului, pe ceea ce înseamnă trasabilitatea lemnului, noi avem acum o regulă, nu mai poți niciun lemn să vinzi dacă nu demonstrezi de unde vine și dacă nu vine dintr-o tăiere ilegală. Asta este o, o directivă importantă la care am lucrat. Calitatea aerului sunt foarte mândru de de ceea ce a ieșit cu această nouă directivă. Iar pe sănătate, momentul meu de mândrie a fost în perioada pandemiei, când, datorită unui amendament, acela de rezerve europene, am reușit să aducem lucruri care erau foarte necesare în țară. Am fost foarte mândru când la mine, la Sibiu, au ajuns anticorpi monoclonali, donați de alte state europene care lipseau, au ajuns ventilatoare și lucruri care lipseau. Din cauza, datorită. Acestor rezerve europene. Nu e puțin lucru, știți? Atunci a, vă zic o anecdotă. În februarie 2020, nu începuse încă pandemia, și amendamentul meu pentru rezerve europene a fost respins. Pentru că ideologii de dreapta ziceau, domne, piața, nu știu ce, ce rezerve, ce nu știu ce. În martie, același amendament, începuse criza, începuse, știți, Bergamo, morțile și așa mai departe, același amendament a trecut unanim. Pentru final, domnule deputat, aș vrea să îmi spuneți sincer, câte șanse credeți că aveți să mai câștigați un mandat în Parlamentul European? În primul rând, nu e vorba de un mandat. Eu nu mă bat pentru mandatul meu. Mă bat să construiesc o mișcare în România. Și o victorie ar garanta creșterea acestei mișcări politice. Așa funcționează politica. Dacă reușești. O victorie, reușești să coalizezi, lumea va veni automat înspre tine. Lupt pentru o idee, pentru o mișcare cu adevărat verde progresistă în România. Și cred în victorie, pentru că sunt 3,4 milioane de tineri, între 19 și 35 de ani, care astăzi nu sunt reprezentați, dar care nici nu se duc la vot. Asta credeți, poate dumneavoastră. Eu cred că eu simt în, în generația asta o furie. Da, statisticile, cred că o includ și oamenii care sunt peste votare, mă rog. În, eu sunt deja europarlamentar datorită tinerilor. De ce? Pentru că atunci, în 2019, când au ieșit 51% din oameni, toți cei care au ieșit peste norma obișnuită au fost, în general, tinerii. Iar eu eram pe șase pe lista respectivă. Nu aș fi intrat dacă nu ieșeau toți acei tineri. Deci, sunt deja dator lor și uh, îmi propun să vorbesc de temele lor care, cum zic, sunt ei urlă. E efectiv urlă aceste teme, dar nu le prea nimeni. Câte mesaje primiți de la tineri, de la oameni ăștia de la care credeți dumneavoastră că o să primiți voturi? Foarte multe, Instagram-ul meu e plin de mesaje, de Acum am Da câte sunt jurături care sunt constructive, Foarte puține jurături, sunt foarte multe. Să știți că generația Z asta tânără nu este în stilul ăsta de înjurături, este mai Delicată, mai atentă la sentimente, mai atentă la emoții, uh, și primesc mesaje de alt tip. Uh, nu mai fac față. Uh, știți că suicidul în România e o mare problemă uh, la tineri. E num cauza numărul unu a morții tinerilor. Nu mai fac față. Nu am bani uh, de facultate, nu am bani. Uh, jobul meu e plătit la minim. Uh, bursele care nu ajung la timp La Oradea, de exemplu, este o, zi, o singură bursă de studiu Ai mai multe șanse la 6 din 49 Decât la bursă de studiu uh, Chestiuni și de, legate de comunități uh, sexuale Discriminare Părinții care îi refuză, care nu îi acceptă Primesc mesaje și de la părinți Am văzut că tu ești un politician mai modern Vorbești de chestiile astea Nu știu cum să rezolvă o situație din familie Că băiatul meu a zis că iubește pe altul Chestiuni din astea primesc și sunt necesare, cred în societatea noastră. Dezbaterea este necesară în societate? Da, trebuie să vorbim de chestiile astea foarte, foarte clar. Domnule deputat, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația Hot News de a avea această discuție și vă aștept din nou în campania electorală. Cu siguranță vom avea încă multe lucruri de vorbit și atunci. M-ar bucura să ne reîntâlnim în campania electorală. Acum sunt concentrat pe strângerea de semnături. 100 de mii nu e puțin, chiar fac apel la toți tinerii, la toți oamenii care cred în astfel de politic, să vină alături de mine, să demonstrăm că uriașul are picioare de lut. Chiar dacă ne țin cu regulile astea infecte și ne mai și comasează alegerile și mai fac tot felul de lucruri numai ca să ne îngrădească accesul la politică, totuși merită să intrăm și să luptăm și putem câștiga. Câte semnături ai strâns până acum? Pentru nu fine? am strâns niciuna pentru că perioada legală nu a început încă. Nu știm când e perioada legală. Guvernul ne ține în suspans până în ultimul moment. Poate chiar acum, în timp ce vorbim, au dat o lege, dar nu știm. Vă mulțumesc și vă mai aștept la Hot News. Mulțumesc tare mult! Vin cu plăcere!